clasa 7 vreau să spun că a fost mai mult mama decât mine la școală. Făceam multe probleme părinților mei, nu mai mergeam la biserică de la 10 ani. Tata avea un coleg de lucru la care copiii făceau haltere amândoi. Și au vorbit cu acela, dacă m-ar putea duce și pe mine. Nu mai prea aveam timp când să fac probleme, când să mă bat. Cred că eram faimos. Mă simțeam foarte sus. Și chiar credeam că voi avea o viață foarte frumoasă. Cel puțin în momentul acela ziceam, vreo 10 ani în România n-are cine să mă bată. Eram foarte arugant cu părinții mei, vorbeam de sus aproape cu orice cine, foarte îngânfat. În februarie am făcut uh, hepatita B, am ajuns la contagioase marți, am o internat și m-am după 10 zile. Acolo în spital, au zis un doctor atunci, sunt lucruri care mă... -a... Uh, a spus, de ce copilul moare, era un doctor moldovean, copilul moare, poate ar fi mie să-l luați acasă. M-a întrebat, nu vreau să lucrez ca și bodyguard. De bătut îmi plăcea să mă bat. Îs convins că de multe ori m-am dus mirosând a fum de țigară. Și nimeni nu mi-a spus nimica. Mă primeau cu, cu dragoste între ei. Bărbatul de cu bluză neagră niciodată nu vei fi mântuit până nu lași locul unde lucri și prietenii cu care umbli. Amin. Biserica Pentecostală a spus că e păcat să fac sport și mi-a spus ce domnul spune că e păcat să faci haltere. Și am spus bine, dar să faci duble cu burta nu e păcat încurajez pe toți tinerii să facă sport de performanță. Multe pace și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Creștin cu Impact. Astăzi îl avem alături de noi pe Mihai Băguțiu, în primul rând copil de Dumnezeu, apoi tată, soț și sportiv, campion mondial la haltere. Ne bucurăm foarte mult că ați acceptat să, să ne întâlnim, să discutăm. Mulțumesc de invitație. Sunt onorat și eu să fiu aici. Ne bucurăm să, să fim aici, la dumneavoastră, în țara în care locuiți acum. Spuneți-mi, vă rog frumos, pentru început, câte ceva despre dumneavoastră, despre familia în care ați crescut, unde v-ați născut, unde ați copilărit. Uh, provin din Cluj, uh, dintr-o familie de doi oameni pocăiți acum foarte aproape de Dumnezeu. Mai am o soră, am copilărit toată viața mea în Cluj, perioada adolescenței, M am frecventat școala în Cluj, am început să merg la biserică, la biserica Pentecostală până la șase ani, tot în Cluj, la biserica din Someșeni. Am fost dus de niște prieteni, de de familie, care erau și în perioada aceea și parteneri de oarecum de afaceri cu părinții mei, dar și prieteni foarte buni. Și am ajuns la biserică cu ei pe vremea aceea să făceau diapozitive, diafilme la biserică Și așa am ajuns eu primul din familia noastră să am contact cu lumea penticostală și cu biserica penticostală Cum a decurs copilăria dumneavoastră? În generația de astăzi părinții sunt foarte ocupați, nu mai au timp de copii nu mai au timp să facă activități cu copii. Cum a decurs copilăria dumneavoastră cu vis-a-vis -vis de părinții dumneavoastră? Din punct de vedere a părinților mei, am avut niște părinți care ne-au foarte mult, au fost foarte apropiați de noi, mama, tata. Nu aveam resurse financiare foarte multe să plecăm în concedii ca și acum sau să facem activități scumpe. Mi-aduc foarte bine aminte că făceam matematică, jocuri de cuvinte, rebus, integrame cu mama. Ne citea foarte mult. Știu că la un moment dat chiar citeam și cărți de Sanda Brown. O, ba, erau cărțile care ne erau la îndemână până atunci, cărți istorice, erau foarte apropiați de noi ca și părinți, ne-au suportat în orice lucru care l-am făcut. Iar pentru mine a fost o, o, o fire mai energică și treptat, treptat am început să le fac foarte multe probleme părinților mei. Cum a, trecut decurs -a școala? V-a plăcut școala? Școala mi-a plăcut foarte mult. Am fost un, un uh, elev foarte bun la școală. Am fost foarte bun uh, pe partea reală. Am fost foarte bun la matematică, fizică, chimie. Uh, deși natura mea păcătoasă. În clasa 7 vreau să spun că a fost mai mult mama decât mine la școală. Am, deși în anul acela am trecut de faza județeană la matematică, la olimpiadă și uh, Așa au fost. M-a ajutat foarte mult, mama, să termin clasa șaptea ani. A urmat adolescența. A urmat adolescența, începeam să fac toate mai multe prostii, îmi plăcea să mă bat, făceam multe probleme părinților mei, nu mai mergeam la biserică după la 10 ani, am renunțat să nu mai duc la biserică și părinții chiar deci, nu mai mergea nici cu vorba, nici cu alte metode de a mă stimula și încercau să. să încercau tot fel de soluții cu mine. Uh, și la, ultimatul a fost să mă ducă la un sport, să fac ceva sport de performanță ca să-mi consum uh, surplusul de energie. Uh, bineînțeles că excluzând orice altă box, karate, uh, lupte libere sau alte lucruri care să erau atunci la modă și tata avea un coleg de lucru la care copiii făceau haltere amândoi. Și au vorbit cu acela, dacă m-ar putea duce și pe mine. Și așa am ajuns la 13 ani și ceva, 14 aproape, într-o sală de haltere. Cum vi s-a părut prima experiență? Prima... prima, ciudată, pentru că mie îmi plăcea să fug, să mă bat. Halterele e un, un sport static, nu ieși dintr-o cameră, nu prea fugi sau... Dar m-au prins și probabil cred că cam după câteva luni de zile a fost un concurs micuț și am luat o medalie de bronz atunci. Și cred că ăla a fost momentul în care m au prins sportul și am început să fiu mai, mai, ok. Aveam o rutină, după școală mă duceam la antrenament în fiecare zi. Nu mai prea aveam timp când să fac probleme, când să mă bat. Energia mi era consumată atunci. De obicei durata antrenamentului era de cam cel puțin 3 ore în fiecare zi. Și eu am prins o rutină așa mai ok. Ce părere aveau părinții dumneavoastră despre acest sport? Uh, tata m-a susținut toată perioada mea de sportiv și când am fost în România și și când am fost în Anglia. Mama nu a fost niciodată de acord să fac haltere atunci, cu atât mai mult acum. Uh, dar totuși era bucuroasă pentru că vedea că sunt... am fost uh, o, o perioadă ok cât am fost în Cluj cum a decurs cariera care au fost primele premii pe care le a Am ieșit aia? cred că următorul an am ieșit vice campion național de cadet, următorul deja fiind campion național de juniori. La 16, aproape de 16 ani am fost luat în centrul Olimpic de juniori, care era la, la Bistrița, care și acolo a fost o, o problemă foarte uh, mare și din punct de vedere al învățământ, a învățăturii și a locului Mama s-a opus cu... s-a opus. N-a fost de acord ca eu să mă duc. În schimb, tata credea că voi ajunge un sportiv de performanță, voi, uh, mi se va schimba viitorul și foarte greu m-a lăsat mama să plec. La, la Bistrița. Era la Bistrița, Centrul Olimpic de Juniori în, în acea, vreme. Plecând din, din, Cluj, de la liceu de uh, mate fizică, am ajuns la un liceu sportiv în Bistrița, învățătură mai puțină să spun așa sau spre deloc așa performanțele au continuat să apară am făcut rezultate mari continuam în continuare să fiu campion național dar mă depărtam foarte mult de, de părinți am început să devin foarte îngânfat, foarte arogant în momentul când am dat de bani după rezultate ca și copil nu, nu cred că ești în control și știi cum să îți controlez faima asta. Erați faimos? Cred că eram faimos. Cum vă simțeați la nivelul la care ați ajuns în acel moment? Mă simțeam foarte sus. Și chiar credeam că uh, voi avea o viață foarte frumoasă. Cel puțin în momentul acela ziceam vreo 10 ani în România n-are cine să mă bată. Ca și sportiv în altele, la o categorie medie. Și totul mi se contura pe lângă asta. Eram foarte arogan cu părinții mei, vorbeam de sus aproape cu orice, cine foarte îngânfat. Deci, pentru mine, lucrul acela, titlurile care le aveam atunci nu m-au ajutat deloc. Ce vă plăcea cel mai mult la acest sport și ce nu vă displecea la acest sport? Nu au fost lucruri care să nu-mi displacă. Având în vedere eram în centru olimpic, aveam. Stăteam la hotel, mâncam la restaurant, orice lucru primeam pe gratis, echipamente sportive, bani, faimă. N-aveam ce să nu-mi placă. Ca și copil de 17 ani, era viața mea roz. Poate câștigam mai mult decât amândoi mei, ambii părinți la un loc în perioada aceea. Dar lucrurile mergeau în, în cealaltă parte. Deci începeam să frecventez baruri, discoteci, să fumăm. Eram o gașcă Rea, în Centrul Olimpic, atunci... Ce părere aveau părinții dumneavoastră despre acest aspect, vis-a-vis că v-ați -vis, depărtat de biserică, în primul rând? Uh, Mi-aduc aminte când am plecat, mama... amenu nu erau încă în, întoși la Domnul, frecventau biserica din când în când. Uh, aveam o, o Biblie cu copertă verde. Pe vremea aceea, în Biblie nu erau așa ușor de obținut sau să le ai în permanență. Mi-au pus-o cu, cu mine. Era primită, biblia aia era primită de la familia Coldrea, dacă nu mă înșel, prietenii lor. Am, când am ajuns în Bisița, mi-am pus-o în camera de hotel, în dulap, exact în spate și am acoperit-o cu haine, în pungă și n-am mai atins-o până aproape am plecat din notul național. Bineînțeles, mama să ruga să mă aduc acasă. Nu-i plăcea mediul în care eram acolo, vedea că mă depărtez de învățătura care mi-o dat -o e ca și părinți. No, tata, în schimb, mă susținea ca și tată și își dorea ca să vadă din mine un campion olimpic, un campion mondial, ca și orice tată. Probabil se gândeaște, poate, știi, să-i fie copilului bine dintr-un anumit punct de vedere. De când ați început acest sport, v-ați gândit... Sau părinții dumneavoastră s-au gândit doar ca să vă umple timpul sau s-au gândit și pe viitor ca să ajungeți totuși cineva nu știu dacă uh, tata sau mama s-au gândit vreodată ca eu să-mi creez un viitor din haltere, pentru că uh, visurile mele ca și copil era ca să ajung doctor, ceea ce am renunțat la un moment dat la acel vis. Uh, nu știu, nu, deci în, în principal m-au dus să fac sport pentru că făceam multe probleme familiei. Asta a fost. Uh, în principal ideea pentru care am făcut sport. Ce v-a cel mai mult la acest sport? Faima. Faima. Faima, rezultatele. Ce s-a întâmplat la vârsta de 18 ani? La... Pe strada unde eu am copilorit, am fost 17 copii din 83. Și rând pe rând, fiecare părinții au făcut majorat. Cu chef, cu muzică, cu băutură, cu nu se făceau atunci, nu în localuri, cam pe acasă, la fiecare. Ziua mea, între Crăciun și Revelion. Venind acasă din lotul național, aș fi vrut ca și mie să-mi fac părinții, ca și la ceilalți copii majoratul. Dar nu mi-au făcut așa. Pentru că la mama acasă nu se bea, nu se fuma. Începeau să meargă cu regularitate la, la biserică. Chiar în ianuarie începeau cursul de cateheză să se boteze și mama și tata. Iar mi-a zis ce Mihai, ce noi nu îți facem așa ceva, îți facem o masă cu toată familia și atât de ziua ta. Dacă vrei după aia să mergi altundeva, e problema ta. Și așa, așa nu mă ascultam de părinți sau uh, vacanța era ca și un fel de surogat să mă duc acasă pentru că nu ne mai lăsa să stăm la hotelul din Bistrița în perioada de vacanță a lotului. Uh -huh. Și am acceptat, a fost ok. Și lângă mine la masă a stat uh, Mihai Coldea, cel care m-a dus prima dată la biserică, la biserica din Someșeni, din Cluj. Și a spus, ce Mihai, să mulțumesc și la Dumnezeu, la Dumnezeu pentru toate uh, titlurile care le-ai luat. Și eu am spus așa, știi, foarte flegmatic, dar a fost Dumnezeu în locul meu la concursuri. A fost o afirmație care uh, m-a măcinat vreo 5 săptămâni, până în ziua în care am intrat în spital. În februarie am făcut uh, hepatita B, am ajuns la contagioase. Au fost și atunci o, o conjunctură că probabil dacă rămâneam și uh, eram internat în Bistrița, nu știu ce s-a legea de mine, nu știu cum era uh, scopul meu. Dar în ziua aceea antrenorul de la lotul național, au fost niște zile în care am fost foarte obosit. Vineri, sâmbătă, duminică am dormit continuu, luni la fel. Și la dimineața, făceam două antrenamente, dimineața și după masa. Dimineața m-am dus la antrenament, n-am putut să fac, am am spus la antrenor secund, mă duc să mă culc, că sunt foarte obosit. Am spus să merg la, la 3 la doctor. Aveam medicul sportiv, care avea tot timpul consultații pentru noi sportivi de la ora 3. Nu m-am putut trezi. N-am fost la școală, n-am fost la masă, la mea... Astea toate uh, erau raportate la... Uh, deci dacă nu mergeai la masă, antrenorul principal știa. Mm -hmm. când ai fost la masă sau la micul dejun. Și nu, nu m-am putut trezi, m-am dus din nou la antrenament și la, cam la o jumătate de și am spus la antrenorul principal, nu mai pot face că sunt foarte obosit. Și au spus ce, bine, tu te spală -te și ne vedem la masă. M-am dus seară și m-am culcat în cameră și a venit după o perioadă un coleg să mă cheme jos că domn profesor vrea să vorbească cu mine. Și au spus, ce mă Mihai, care problema? Zice, Dom profesor, e problema? Zic, domn profesor, de vineri dorm în continuu. Deci ai fost la baie? Zice, da. Și ce mai urinează într-un borcan. M-am dus, m-am urinat, zice, mă, știi ce ar fi bine? Ce du-te dimineață la Cluj, ia -ă, ă, ă, indemnizația de sportiv, stai câteva zile, ia un pic de pauză și sâmbătă, vineri, sâmbătă, hai înapoi. M-am dus vineri acasă, dar și mi-a spus să mă duc și la doctor să spun lucrul ăsta. M-am dus acasă, bineînțeles nu era, aveam telefon să-i anunț pe părinții mei, nu era ca așa cum să trimit un SMS în câteva minute sunt acasă. Uh -huh. M-am dus acasă, m am luat cheia de la sora mea de la școală, știam unde este la școală și m-am dus și până la, la circ, cum era atunci dispensarele. O cunoșteam pe asistentă și asistentă mi-a spus atunci ce ai să-ți fac un UBG. Eu făcut un obligație, ce Mihai, tu ai hepatite. Nu am crezut așa ceva. Deci, mm. dar, ce dute du-te până la contagioase, Au sunat la contagioase să, să, anunțe că va veni un pacient. Bineînțeles, m-am dus pe la club, mi-am luat indemnizația pe luna februarie, cred că era 3 sau 5 februarie, începutul lunii. Și încet m-am dus spre contagioase. Am ajuns la contagioase marți, am -o internat și m-am după 10 zile am dormit continuu. Și când m-am trezit, mi-au spus că am hepatita B, nu mai pot face sport. Și în perioada asta au fost lucruri care au fost un pic ciudate și pentru părinții mei și pentru mine. Părinții mei începuse perioada de cateheză și acolo în spital au zis un doctor atunci, sunt lucruri care mă... Îl spus, zice, copilul moare. Era un doctor moldovian. Copilul moare, poate ar fi mie să-l luați acasă. Pentru părinții mei, o fost șoc. Dar uh, s-au rugat atunci toate bisericile, bisericile, pentru mine, știu. Și Dumnezeu mi-a mi dat zile. După trei săptămâni am ieșit din spital, nu mai aveam... Deci, uh, după două săptămâni, transaminazele mele erau foarte ridicate, timolul foarte jos. Iar după 3 ă, zile, transaminațiile au scăzut de la 1000 și ceva, s-au făcut 100. Ca și o minune, că și acum că sunt ă, cadru medical, pentru mine ar fi ceva care nu aș crede să-mi spună cineva care astăzi a luat 1100 și mâine să-l aibă 100. Sau să-l aibă o săptămână în fiecare zi peste 1000 și după aceea să aibă 100. Dar Dumnezeu face minuni și au făcut tot timpul. La 3 săptămâni am ieșit din spital. Absolut ok, fără nicio problemă. Bine, simțeam, mă recuperam din acel lucru. La trei luni a făcut o se făcea regulat analize, nu mai găsea că am fi avut, că avut hepatita B în corp. Dar oricum lucrurile mergeau în altă, în altă direcție, de, de unde am fost în top, mergeau în, spre vale. Și atunci, fiind în spital, am zis, mă, mă pocăiesc mi-a dusese o altă Biblie, m-am apucat iar de citit Biblia, încercam să-L caut pe Dumnezeu. Eram în clasa a 12, aveam 18 ani și mă uitam în față și nu vedeam niciun viitor, adică viitor lipsă. Nu știam ce o să fac cu viața mea, dacă voi mai avea vreo șansă să fac ceva. Știam teoretic că sport nu voi mai putea face. Asta mi-au spus toți doctorii, asta mi-au spus și doctorii sportivi de la Bistrița. Totuși, cei din lotul național au acceptat să mă țină în lot până termin liceu ca să-mi pot da bacalaureatul. Mi-am dat, m au ținut până în, în iulie, mi-am dat bacalaureatul, mi-am luat bacalaureatul, am venit în Cluj. Nu știam, pierduse, nu mai aveam acces la bani, la nimic, a, eram în 100% doar pe banii părinților. Un lucru care nu mi era greu de acceptat atunci și în, tot timpul Dumnezeu creează oportunități, deschide uși când închide alta. Probabil atunci n-am înțeles de ce Dumnezeu face lucrul ăsta și probabil cum spuneam, lua numele Domnului în deșert și dar tot timpul o, o încercare și o binecuvântare și în ziua de astăzi de multe ori mă întreb dacă nu făceam atunci a hepatită, ce să alegea de mine vreau să o, o mică paranteză, în anul acel, eu am făcut hepatită în februarie, în octombrie, doi din colegii mei din lotul național au fost băgat la... au intrat în închisoare pentru că l-au bătut pe un băiat. Probabil eram cu ei și am și eu în închisoare. Dumnezeu tot timpul face lucrurile înspre folosul nostru. Am ajuns la Cluj, mergeam cu, regulă, cu regularitate la... între timp s și părinții mei, mergeam la biserică și încercam să mă angajez, să mi-ar fi dorit să mă înscriu la medicină, ceea ce nu era cazul. N-am mai învățat ultimii patru ani de liceu, fiind la un liceu sportiv în Bistrița. Și am încercat să mă înscriu la IF, la uh, Facultatea de Sport în Cluj. Pe baza rezultatelor care le aveam, puneam să intru la fără examen și fără plată uh, la IF. Dar Federația Română de Haltere mi-a trimis foarte târziu uh, confirmarea medalilor. Și n-am mai putut intra la fără plată și nu mi-ar fi putut permite în perioada aceea să plătesc taxa la EF fiind sport, student să și lucrez, să mă întrețin. Celălalt antrenor de la Clubul Competitiv din Cluj s-a dus la decanul facultății, la Voicu, era pe vremea aceea, un fost sportiv care să mă ajute să intru la facultate și a spus, spus că pentru că federația mi-a trimis foarte târziu confirmarea titlurilor, el ce poate acum să facă să mă bage la facultate fără examen, pentru că nu aș fi putut uh, susține proba de maestrie sportivă care era uh, ca să intru la facultate, dar la cuplată, ceea ce nu mi-aș fi putut permisă. Și m-am angajat atunci la, la, într-un loc. Dar, totuși, am spus mă, să rămân uh, fără școală, nu mi-aș dori. Și mama avea o colegă la lucru, baptistă, de la Biserica numărul 1 din Cluj, care avea o, o clasă de post de asistență medicală la Liceul Emanuel. Și mi au spus dacă nu vreau să fac uh, uh, post de asistență medicală, care m-a încântat ideea aceea. Era tot pe medicină. Era tot oricum. pe medicină, îmi plăcea foarte mult lucrul ăsta puteam, mi s-a zis la început că pot să și lucru între timp și așa m-am înscris la postul de asistent medical. M-am înscris la, venind din lotul național, cum am spus, cu bani, având simțul acela de independență. După ce m-am înscris, nu o să o iau niciodată, am lucrat, m-am angajat la o fabrică de făcut pungi. Și după o lună de lucrat, în fiecare dimineață mi-a aduc am trezeam la 4, jumate, 5 fără un sfert, am luat 780 de mii. Încă mai am fluturașul la mama, mă refer, anii 2002, Era erau oricum foarte puțini, care, probabil, nu știu, vreo 100 de mii abonamentul de autobuz. Mi s o părut foarte puțin, dar asta a fost atunci. Și m-am întâlnit cu antrenorul de la halter și m-a întrebat ce mai faci. Bine, m-a întrebat dacă lucrez, mi am spus unde e lucrul și m-a întrebat, nu vrei să lucrezi ca și bodyguard? Că de bătut îmi plăcea să mă bat și nu nu am nu fost foarte încântat de idee. Dar, dar ai 350.000 pe o noapte? Mă, wow. a început. Totuși să lucrez o noapte și să iau jumate cât lucrez aici într-o lună și acolo lucram. Am început și așa am început să lucrez ca și bodyguard, la început în discoteci, după aceea am ajuns prin cazinou din Cluj. Începeam tot mai mult să mă duc în partea cealaltă, iar să mă depărtez de Dumnezeu, să mă depărtez de familie. Dar toată perioada asta care a fost, am frecventat biserica. Deci, duminica sau joia sau duminica seara mă duceam la, la biserică. Șantajat de mama, mai cu forță, mai nu Dar mă duceam Ca să fac o paranteză În momentul în care ați fost în spital Și analizele v-au ieșit bune V-ați gândit în sinea dumneavoastră Că a fost o minune de la Dumnezeu Faptul că v-ați revenit Eram convins Eram convins că este o minune de la Dumnezeu Dar totuși mă certam cu Dumnezeu Pentru că nu știam de ce De ce mi s-a întâmplat asta? ați întrebat pe Dumnezeu de Am ce întrebat. Mi Acum realizez asta. de ce Dar atunci dacă rămâneam sportiv Nu știu ce să alegea de mine Acum mai mulțumesc la Dumnezeu pentru încercare care... Și de acolo ați, frecvent... ați început să frecventați biserica? Am rămas în, în Bistrița până mi-am terminat uh, liceul. În Bistrița nu am fost niciodată la o biserică pendicuțală. Pe am încercat să ajung, nu știu ce, n-am ajuns. Uh, chiar și, ca și sportiv am încercat să mă duc, să văd cum e în la biserică. Nu, uh, n-am ajuns. Dar după ce am venit la Cluj, mergeam cu regularitate. Și ați continuat cu partea de bodyguard? Am încercat, am continuat, am făcut foarte mulți bani din partea asta, dar având, fiind în, în, la, Anturaj. la și anturajul, dar eram în, în clasa aceea de posticeală de la biserica Baptistă, unde toți, toți erau creștini uh -huh. din, din clasă. Uh -huh. Și mai aveam fete care mă chemau la la mă, întâlnire de tineri, la biserici, la evangelizări încercam să, chiar în ultimii ani, încercam să să fiu pe două fronturi și cu Dumnezeu și și cu lumea încercam să mă consolez că a lucrat bodyguard de bine a lucra în locurile unde lucrez era un, ca și cum mai face taxe sau ca și cum mai nu știu face altceva și a, mergeam au fost și lucruri care m-au ajutat în perioada aceea în care cochetam cu biserica. au fost și o familie de la biserica biserică care m-a ajutat foarte mult. Cristi și Estera Borz mă sunau regulat, mă întrebau, mă invitau să mă duc. Îmi spuneau că, bine, spunea că trebuie să renunț la, la, viața care o am. Dar totuși îmi plăcea. Ba mai mult știu că m-am dus într-o joie, nu știu, nu mai rețin exact de ce am ajuns, dar eram supărat la biserică. Și știu, pe vremea aceea era păstor principal, fratele Dorel Crișan și a spus uh, era în sus la balcon ce da. mă, chiar dacă îi vedeți că vine uh, și simțiți că miroase a fum de țigară mă bucurați-vă că aici, într-o zi Dumnezeu le va vorbi, uh -huh. da afară foarte greu Știi? și erau încurajatoare uh, lucrurile astea am început la, o, la un moment dat să cânt în corul biserici, adică n-am început să cânt în corul biserici, mă duceam doar la repetiții N-am cântat în cor doar după ce m-am botezat în biserică. Și uh, îți convins că de multe ori m-am dus mirosând a fum de țigară și nimeni nu mi-a spus nimica. Mă primeau cu, cu dragoste între ei. Și uh, ajunsesem la, la perioada în care nu mai știam, deci erau vreo trei ani de, de când lucram ca și Bodyguard. Și nu mai știam, oare chiar e bine să lucrez Bodyguard? Era o întrebare de-a mea personală cu care mă frământam. Uh, și ce să fac? Să mă las? Uh, fă, câștigam foarte mulți bani uh, în perioada aceea. Să mă las? Dacă mă las, ce să fac? Erau întrebări uh, care, la care nu găseam un răspuns. Și uh, trei colegi m-au chemat la o seară de rugăciune. A fost prima mea seară de rugăciune când am fost undeva era deja, nu știu dacă mai țineți minte lucrarea celor fraților din Zalău, care a început în mm -hmm. Cluj. No, la o seară cu ei a fost pe Baladei și am avut o lucrare de la un proroc. Nu s-a dreptul prorocilor, nu fug după proroci, dar atunci a fost uh, prorocia exact la subiect. Au spus și nu o soi niciodată, ce bărbatul cu bluză neagră, niciodată nu vei fi mântuit până nu lași locul unde lucri, și prietenii cu care umbli. Amin. Atât a fost. Era la sfârșitul februarie, mi-aduc aminte și am spus, ăsta e momentul în care trebuie să tot. Mi-am, la celelalte, la discoteci sau la bar, am spus că nu mă mai duc, dar la cazinul a trebuie să-mi dau demisia, am scris. Bineînțeles că toți cei cu care umblam atunci s-au revoltat împotriva mea. Diferite ăsta. Și au spus că în ziua când mă voi botiza, vor veni în biserică și vor face ravagii. Într-adevăr, au fost vreo 100 de oameni, probabil, cu care juca, uh, lucram. Dar au venit și au, ca și niște îngerași au stat în biserică. Și pe multe, nu i-am mai văzut din 2007, din 2015, niciodată. Care a fost momentul decisiv în care v-ați hotărât? Sau care a fost momentul în care v-ați întâlnit cu Dumnezeu? Care v-a schimbat total? A Acea noapte. A Acea noapte. Până momentul în v-am spus, cochetam cu biserica, uh -huh. mergeam și la biserică. Uh, îmi plăcea, dar nu știam, e bine să lucrez sau nu. Ce părere au avut părinții dumneavoastră Mimțez despre că, că Mama s-a foarte mult. Tata la fel. Mm. Să știi că copilul dintr-o dată, dintr-un om, al nopții, se lasă. Cu siguranță a fost răspuns rugăciunilor lor. Mamei mele în special. Mama a fost tot timpul cea care și tata s-a rugat foarte mult și și-a dorit ca să se mă las din lucrurile astea. Tot timpul spunea tata că nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Dar... Au venit ispite pe parcurs după botez. Bineînțeles. Așa, una mai, mai mare. Am lăsat, v-am spus, câștigam foarte bine. Iar după ce m-am botezat, ce să fac? Încă nu, nu lucram ca așa, sistem medical în România. Toți banii care i-am avut, am spus că eu o să aduc mașini din Germania. Era trendul atunci, anul 2000, și, și să le vând în cluj. Toți banii care am avut, am adus o mașină din Germania și mi-au furat-o. Mm. Și am spus, doamne, nu mai am prieteni, nu mai am bani, nu mai am pe nimeni. Nu mă tu, pe tine te mai am. Arată-mi că ești acolo unde te-am găsit. Și după două 3 mi-au găsit poliția mașina care lucru care atunci nu se întâmpla. Se întâmplă. Dar cum am spus și mai devreme, Dumnezeu face minuni. Dumnezeu se ocupă de orice. Ca lucru. să vă arate puterea lui. Exact. De fiecare dată când am șchiopătat sau m-am înduit Dumnezeu nou întotdeauna să răspundă la în, la întrebările mele. Ce s-a întâmplat mai departe? Unde v-ați lucrat? După ce, după ce ați. terminați în, te, în poziția de asistent medical, și. Uh, so, la Institutul din Cluj au fost două posturi uh, libere. mi-a plăcut foarte mult, sigur, și am învățat uh, teoria la acea meserie. Am aplicat, eram, am fost 38 de candidați pe două posturi Și am luat cea mai mare notă la concurs și l la scris și la oral Și am, întrebându-mă acolo Era un post pe cardiologie și unul pe chirurgie cardiovasculară Și am ales să uh, cardi, chirurgie cardiovasculară Unde am lucrat până în 2013 Până am intrat în Anglia Așa cu O frumusețe mi a spus că v-ați căsătorit. Spuneți-mi, vă rog frumos, cum am da, găsit? Spus, uh, cum am găsit o... Cum ați găsit-o? Sau cum v-ați găsit? Cum v-ați găsit unul pe celălalt? Când am în corul bisericii și soții, eu când am fost tot timpul bas și sunt bas și iar soția mea era altă artistă, când în fața mea. Uh -huh. Și a fost ușor să ne cunoaștem și ieșim tot timpul împreună ca și grup. Așa, am început să vorbim, să, iar după 2 ani de zile ne-am căsătorit, după ce ne-am cunoscut doi ani și ceva, probabil. Din ce este formată familia dumneavoastră acum? Am doi copii care sunt foarte minunați. și mulțumesc la Dumnezeu pentru ei, Justin și Rebecca. Justin are 8 ani, Rebecca are 12 și ne luptăm cu Încet, încet. Cu... Mărișor, nu vă calcă pe urme, nu adaugă în direcția de sport. Uh, Justin are temperamentul meu, e foarte energic, dar știu ce să fac cu el. În momentul când văd că nu ne înțelegem, mergem o jumătate de oră la fugă. Mergem pe teren, pui o jumătate de oră, sau patru, și minute și înapoi și ne recontinuăm. Și v-ați reapucat de, de sport? Da, venind, am, venit, am da. venit în Anglia în 2013, Uh, lucrând ca și asistent medical În 2013 definitiv Deci de atunci nu am mai plecat în România ne -am, Așa ne-am hotărât să stăm aici Deci în 2013 Sunteți aici da, în România Stabiliți uh, Și În general mestiere de asistent medical nu e ca și în România Să fugi să Mai mult de, de birou Scriptologie foarte multă uh, M-am îngrășat am luat câteva kilograme plus și am spus să, la un moment dat, să mă duc la, la sală. M-a încurajat și soția mea, ideal am început să mă să not, mergeam împreună, să notăm, să... Dar nu le... n-am fost niciodată învățat cu dezvoltarea corporală, cu... Și, bineînțeles, fiind în sală o bară de haltere, câteva discuri, am început să fac haltere iar. Și m-a încurajat și soția mea, că e bine, fac și... Bineînțeles, să tu faci uh, fără niciun obiectiv, Ei, un pic n-are niciun sens. Și am aflat, am mai căutat, am mai dat search pe Google, am aflat că era la câteva luni un Open în, într-un oraș, Colchester, un concurs de Open. M-am înscris acolo și am luat, cred, am fost cred că locul 15, uh, oricum după primis 10 ca și număr la acel Open, dar era ok, așa pentru început, era... Anul următor am câștigat toate open în Anglia, care a fost era în fiecare lună concursul de Open și le-am câștigat pe toate. Ați concurat pentru Anglia sau pentru a... România? Ca să concurezi în, în Anglia, doar în Anglia, nu îți trebuie doar să te înscrii la concurs, e, e, ok, să fii rezident. După ce am câștigat primul campionat, campionat național, mă uitam unde e medalia, dar nu e aici, de campionat național, m-a întrebat președintele Federației de Haltere de Master, Bill Barton, dacă nu vreau să mă duc la europene. Am făcut un rezultat foarte mare, am bătut, am recordul la Smuls aici, al Angliei, și am spus, nu știu, nu, nu, nu știu dacă am să mă duc. L am, după aia l-am resunat după câteva săptămâni că ce ar trebui să fac să mă duc. În perioada nu eram încă cetățean britanic. Și eu zice, da, contactează Federația la m-am pus în legătură cu președinta Federației de Haltere. Aceea mi-au spus pe cine să contactez în România, să contactez Federația Română și ei sunt de a... Era un cod care trebuie să mă dea ca să concurez independent. M-am sunat în România, România Sună. Când a sunat, într-adevăr, nu mai știau de mine. A fost o, o perioadă în care nu au mai știut. Eu, după ce am făcut hepatită, am mai concurat de două ori în România. A, odată am, am ieșit pe locul 2. Am pierdut toate trei titluri, te, titluri la cântar. Am făcut egal cu, cu cel de pe locul 1, dar am fost mai, mai greu cu vreo 20 de grame. Așa se făcea în perioada aia de partajare la egalități și am luat trei medalii de, de argint. Atunci, înainte de concurs, știu că am, spus, am spus domnului, Doamne, dacă voi ieși campion, înseamnă că mai trebuie să fac. Iar domnul mi-a arătat și atunci, atunci că nu, nu trebuie. Am ieșit pe locul 2. M-am încăpățânat și în anul următor am concurat din nou și am luat locul 5. Și a fost ultimul meu contact cu lumea halterilor românești. Erau fost un concurs la Onești, nici n-am venit cu echipa de la CSM Cluj, am venit singur acasă, trist, și mi-am pus gatele de haltere și toate în, în beci la mama și la revedere. Acum, când i-am contactat, nu mai știau de mine. Să sun mâine. În cealaltă zi, știuse că am fost în centru olimpic, în Bistrița, ce da, sună mâine să vedem ce face. Am sunat în următoarea zi, din nou, și au uh, spus. Nu mi-au dat... Era ușor să zicem, ha, păi, ar trebui să vin în România, ești campion în România, îți facem controale doping, plus federația noastră are ceva probleme cu controalele doping, și după aceea să vedem dacă o să te lăsăm ca să concurezi pentru România. Era complicat la... nu. Și am renunțat. Mi-am făcut cetățenie britanică între timp și am... Britanicii au fost foarte uh, happy să mă ajute și să concurez pentru ei și cu suport. Ce titluri ați primit aici în Anglia? În, camp, sunt campion național din 2019, am câștigat fiecare campion, campionat național. Uh, am câștigat majoritatea open care au fost 2019-2020. Și iar pentru uh, performanțe internaționale în 2020 am ieșit locul 3 la mondiale, locul 3 la europene. În 2020 Asta 2021. 2021 locul 3 la mondiale, locul 3 la europene. În 2022 locul 3 la europene. am luat un locul 2 și 2 două locuri 4 la campionatul mondial, iar anul acesta am ieșit campion european la smulsa aruncat și total iar la campionatele mondiale am luat locul 1 la aruncat și locul 2 la total și la smuls. Felicitări! Astea, vă mulțumesc frumos! Mare Astea au fost titlurile mele care le-am pentru Anglia. Câți ani ați muncit pentru cinci. aceste titluri? Cinci cinci. ani. Cinci. Ce părere are soția dumneavoastră despre sportul pe care îl practicați? -ă, e încântată și a fost tot timpul bucuros de rezultatele care le aduc, m-a încurajat să fac haltere, atâta timp cât nu am luat din timpul familiei. Uh -huh. Uh -huh. Cum vă încurajează biserica de care aparțineți de sportul pe care o practicați? Deocamdat, în momentul de față frecventez o biserică de la noi din oraș care n-au nicio treabă, ei sunt cântați, dar biserica pentecostală cea care se din Anglia a spus că e păcat să fac sport și mă mărturisesc că atunci când eram la o masă, eram secretarul unei biserici în acel timp, mi-a spus ce domnul spune că e păcat să faci altele. Și am spus, bine, dar să faci duble cu burta nu e păcat. Am răspuns eu. Ceea ce m-a costat la 200, nu am mai fost secretarul acel acelei biserici. Eu cred că să faci sport e sănătos. Da. Care a fost cea mai dificilă competiție La care ați participat Și cum vă mențineți concentrat În acest sport Cred că primul campionat european A fost foarte greu pentru mine La, la orice concurs Unde m-am dus, m-am dus cu copii și cu soția Nu m-am dus niciodată singur A fost o perioadă e, Grea Știu, înainte cu două săptămâni de, Înainte cu o săptămână De a concura, m-am accidentat am avut o la, accidentare la spate și am spus nu mai pot concura. M-a fost foarte greu să. Era dezamăgit, vreau să nu mai mă duc, dar soția m-a încurajat. Ce chiar dacă. Ce, ideea a fost la fiecare competiție la care ne-am dus împreună, nu a fost ca să, ca să câștig sau, sau să obțin un trofeu, ci în special să avem toți patru timp împreună și să vizităm locul unde ne-am dus. Asta a fost, în general, important. Și atunci mi dar dacă nu contează, dacă nu e nimic, am merge în vizită. Era, era în Olanda, nu mi aduc aminte exact. Al Camar, văd că scrie pe, pe medalie. Merge în vizită în și vinem acasă. Dar în ziua concursului am fost cât de cât ok, nu mă duc spatele și am, am luat medalie de bronz. și puteam ieși ușor campionul european și atunci. Cam dar, câte ore pe zi vă antrenați? am încercat tot timpul să să nu răpesc din timpul familiei. Nu avem alt ajutor, sunt doar eu cu soția aici, avem doi copii, iar mai presus decât orice sunt copiii noștri. Și am încercat să fac antrenament undeva în care să nu rupă din timpul de familie. Deci, eu am lucrat foarte mult nopți, iar făceam antrenament dimineața când ieșeam din de noapte. Așa, și cam, Încercam să mă limitez o oră, oră jumate. În ultimii ani, cred că a fost cam o oră jumate. Dar înainte mă limitam la o oră. Am încercat băiatul să vă imite. cum. Băiatul meu îi place foarte mult fotbalul. Și nu. Nu e deloc atras. L-am dus cu mine la sală. Nu. Și tot timpul am încercat să mă duc în săli private. N-am încercat să mă duc în săli mari ca să-mi arăt cine sunt sau faima, am încercat să fac ascuns de lume. Deși în Anglia mi s-a oferit lucrurile astea, dar n-am... Ce părere au colegii dumneavoastră despre faptul că sunteți creștin? Că, sunt foarte creștin și sunt văzut foarte bine și toți știu lucrul ăsta că sunt creștin. Ca și sportiv, probabil, nu știu, dacă știu 10-15% că sunt campion mondial sau că fac haltere. N-ați să, să le vorbiți despre Dumnezeu? Ba da, tot timpul. Și sunt foarte deschis să-mi susțin părerile mele creștine și le-mi le promovez oriunde. Um, Mi-aduc aminte, după ce venisem din uh, România, nu pot să spun că îndoctrinat cu anumite reguli, dar uh, unde am lucrat uh, eram. După ce m-a făcut senior nurse, mi-au dat să pregătesc niște... S-au tras la sorți, eram 8 asistenți și fiecare trebuia să aibă un, un ajutor, cum ar fi un asistent secund. Și s-a întâmplat ca cea care, de care trebuia să fiu, mă ocup eu era gay. Și am refuzat. Și mi a scris demisia în, în scris și motivul pentru care. Am avut bine cuvântarea, că managerul care l-am avut atunci era baptist. Uh -huh. Și a spus, Mihai, cu lucrul ăsta poți să ți pierzi și uh, autorizații uh -huh. cu care lucrezi ca acest medicală în țara asta. A fost prima mea primul meu șoc. Da. Și ce s-a întâmplat mai departe? Am demisionat. Ați demisionat? Da. Care a fost cel mai mare sacrificiu pe care l a făcut pentru a ajunge unde sunteți acum? Cel mai mare sacrificiu. Cum spune și, și, Pavel, mă, portați porta cu trupul meu. Dietă adecvată, somn cât se poate de mult, să mă duc la antrenament. Nu voi spiteați așa câte o cărniță, câte o șaură? Aveam, șaurotă, aveam cârnița, ba da, ba, da. Cum rezistați tentației? În limite. Da, vă, vă cântăriți, vă măsurați caloriile în fiecare zi sau cum? Da, procedați? Cam da. M-am -am încercat foarte mult să, fiu, să am o, o dietă plus ca, în, ca, în calorii și proteine. Deci, soția mea știe ce trebuie știe, să vă gândească ca să fie. Da, știu, s, s a ocupat tot timpul bine de, de mine. Care sunt obiectivele dumneavoastră pentru viitor? Uh, vreau să, după campionatul acesta mondial, am spus că vreau să mă ocup mai mult, să stau mai mult acasă cu copiii, iar îmi doresc ca să mențin titlul de campion național. Nu știu dacă la anul voi concura la concursuri internaționale, dar cel de campion național vreau să-mi mențin. Cum vă acest timpul cu familia? Ne, a, facem foarte multe concedii anuale. Ne place să vizităm oriunde. Mai ales că aveți deplasări. Acum, da, și cu, da pe lângă astea, ne place să mergem, să facem excursii în special doar noi patru. Avem o săptămână numai noi patru, ne certăm, ne jucăm. Avem foarte mult jucăm jocuri de familie, de tablă, de masă, împreună mm -hmm. acasă, remi, șah, cu copii. Suntem foarte apropiați. Activități sportive prin casă? În casă nu prea facem activități sportive. Mm. Casa e de locuit, dar toți avem sporturile noastre. Rebecca face foarte, foarte multe not. Justin, fotbal, tenis. Fotbal prin living? Nu, nu, nu avem acces. Mm. În grădină mai jucăm așa cu limită fotbal. Care este povestea cea mai impresionată de succes de revenire în haltere? Când am reînceput... Cu foarte puțini colegi din lotul național mai țin legătura. Mai țin legătura cu un băiat care era și el din Cluj, momentan e antrenor în, America și când i-am spus uite, vreau să mă apuc, ce zici, cum, ce să fac, nu m au prea încurajat. Și zice, mai e cam târziu, ai o vârstă, nu, nu prea merită dar totuși am, m o susținut perioada competițională de obicei. Ce sfaturi aveți pentru cei care doresc să devină sportiv de performanță, în special halterofili profesioniști? La orice, îi, îi încurajez pe toți tinerii să facă sport de performanță. În primul rând pentru că le face o rutină a vieții. Sportul de performanță, păi asupra că te educă să faci să dezvoltă și cultura, obiectivele, ai o rutină care tot timpul dă roade. Acum încurajați tinerii creștini ca să nu-și compromită valorile în sporturile de performanță? Nu mi-am compromis niciodată valorile ulterior în sportul de performanță. Chiar dacă am unde mă antrenam, m-am antrenat foarte mult timp, patronul acele săli era hindus, am încercat să explic despre Dumnezeu, și nu m-am lăsat compromis de lucrul acesta. Sunt creștin, sunt un fiu al lui Dumnezeu și niciodată nu o să fac lucrul acesta. Nu o să pun în balanță. Ați avut un vis neterminat? Care a fost acesta? Și... Da, după ce n-am mai făcut halte în România, m-am căsătorit, aveam, visam regulat că mă la concursuri europene, mondiale, câteodată râdeam cu. Soția mea dimineața, azi noaptea am, am concurat în nu știu ce țară, sau mă întreba ea ce azi noaptea unde ai fost. Știi, mă auzeam tot timpul uh, cum se strigă la concursuri, uh, următorul este Mihai Băguțiu, sau da. Asta a fost. Uh... Și chiar cum se simte Mihai Băguțiu în momentul în care își au de numele? Ce sentiment? Nu, 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 știu, nu pot să spun ei, că e spiritul ăla de concurs, când s-au auzi numele, că ești chemat. Dar nu va anunța ca și câștigător? Mai bine, <gângătă> da. Cam câte medalii aveți în total? Nu știu, vreo 30 cred că, 35. Astăzi doar ce am avut uh -huh. ce -am să le iau. Uh -huh. De obicei când mergem la un concurs, pornind de acasă, decidem fiecare medalii la care merge care merge la soția mea, la Justin sau la Rebecca. Așa ne împărțim. Și când trageți cel mai tare? Cred că când e pentru copii. Dar ultima i-am dat-o fișe fiicei mele, iar cea de la europene, soție mele. Vă rugați înainte de fiecare concurs? Tot timpul, mă rog, postez înainte de concursuri, dar m-am mai întrebat și alții dacă mă rog la Dumnezeu să câștig niciodată -am, nu m-a rugat Domnului să câștig. Tot timpul m-a rugat să nu mă accidentez. Deci, nu... Doamne, dăm putere să concurez cum pot de bine, dar să nu mă accidentez. Unde vă vedeți peste 10 ani, de exemplu? Ca și sportiv? Ca și sportiv și ca și familist. Cam în 10 ani zile, ambii copii ar trebui să fie la Facultate, tot în locul în care suntem. Sperăm să ne mutăm în. să ne cumpărăm o casă mai mare în Cambridge și să fiu mai mult învolv în biserică. O să încurajați băiatul dumneavoastră să meargă spre partea de fotbal, spre partea sportivă? Um, Ce părere aveți despre o carieră în fotbal profesionist? mi greu să spun lucrul ăsta că l-aș încuraja sau că nu l-aș încuraja. Bineînțeles, mi-ar place ca băiatul meu să, să aibă succes, dar mi-ar plăcea în prima dată să l cunoscă pe Dumnezeu, să-l urmeze pe Dumnezeu. Să... Dacă vă puneți în locul tatălui dumneavoastră, cum sunteți acum? Da, dacă da. Din privința da. aceasta. Mi-aș dori să fie un Ronaldo sau Messi, cine e în ziua asta de top. Cum se simt copiii dumneavoastră că sunt copiii dumneavoastră? Ce Foarte părere prietenii lor despre uh, faptul că sunt copiii dumneavoastră? Sunt fericiți pentru că știu și profesorii lor despre mine uh, și sunt fericiți că au un tată campion. În special, uh, fetița mea se mândrește cu mine cu lucrul ăsta. Cea țin încă e mai copil, mai... Dar știu că Rebecca de fiecare dată când o lua medalii și le-am luat medalii și le-am la școală, și le și cu colegele. Deci Dumnezeu a lucrat în viața dumneavoastră într-un chip uh, minunat, da, cum a știut el mai bine. Uh, vă mai pun o altă întrebare. Mi-ați răspuns, mi fost, dar vreau să vă mai întreb încă o dată. Unde credeți că ați fi fost astăzi dacă în acea zi nu erați uh, în spital cu hepatită? Probabil în închisoare. Credeți că Dumnezeu v-a trecut prin această suferință ca să îl găsiți pe el? Îți convins. Îți convins. Pentru că aveam o, 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 natură foarte păcătoasă în mine. Mă lipeam foarte repede de anturaj, de lucruri reale. Îți convins de lucrul ăsta. Dumnezeu, tot ce, în orice încercare care m-a trecut, a fost o binecuvântare la sfârșit. Și chiar dacă sunteți un, un sportiv de performanță, prin ceea ce sunteți îl, îl arătați pe Dumnezeu prin viața dumneavoastră. Prin orice fapt. Chiar și când în special englezii sunt foarte mari băutori de, de bere. De fiecare dată când am fost la concursuri, am spus, hai să mergem să bem. Și, nu, eu nu beau. Nu beau alcool. Adică să, să sărbătorească. Uh -huh. Și chiar undeva sunt o faimă între între Masării din, din Anglia și ar vrea să să fie uh, prieten cu mine. Nu mă pot împletini cu un vețiv. Mm -hmm. Asta sunt principiile care am fost pleca, am plecat de acasă când m-am dus în, în centru olimpic. Bineînțeles, atunci nu ne-am respectat, dar asta înseamnă învață pe copil de mic calea care se transformă și nu se va bate de ea la bătrânețe. Acum nu m-aș duce. Cum veți să stau la masă. Și ce părere au că stați, să zic, retras? Sau că vă respectă? Mă respectă foarte mult pentru lucrul ăsta. Și știu, la început le-a fost greu să înțeleagă că eu nu beau sunt creștin, chiar dacă zic și eu sunt, și noi suntem creștini, dar nu. Vă mulțumim foarte frumos pentru că ne-ați împărtășit puțin din experiența dumneavoastră. Felicitări încă o dată pentru toată această agoniseală pe care ați adunat-o. Vă dorim succes pe mai departe. Multă sănătate, multe binecuvântări ales de familia dumneavoastră și cât mai multe titluri. Mulțumesc, mă. Domnul să binecuvânteze. Domnul și pe dumneavoastră. Mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Multă pace. Pace.